Sărut dreaptă, preasfinția voastră, bun găsit tuturor! Preasfințite Părinte Siloan, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a dialoga din nou pentru doxologia și de această dată pe o temă cumva care este actuală și provocatoare. Preasfinția voastră, sunteți un om care v-ați preocupat și de ceea ce înseamnă isihasmul în cadrul cercetărilor pe care le-ați făcut pentru licență și masterat și sunteți un om care cumva sunteți cel care experimentează rugăciunea într-un context mai special ca episcop în diaspora. În partea de început a dialogului nostru v-aș ruga, v-aș provoca dacă vreți, întrebându-vă ce v-a făcut să vă plecați asupra tradiției isihaste ca subiect al tezei de licență și cum ați ajuns să aprofundați acest subiect. Mai întâi doresc să vă salut și să vă spun un cuvânt de bun venit și sfinției voastre și tuturor celor care ne urmăresc. Și apoi să încerc să răspund la întrebarea sfinției voastre de început. Cred că în primul rând a fost faptul de a intra în contact cu tot ceea ce înseamnă teologia, facultatea de teologie și lumea pe care ea o propune noului student. Și dincolo de materiile de teologie în sine, bineînțeles că se apropia și anul al patrulea cu lucrarea de licență, iar între cadrele didactice pe care le-am avut acolo la Sibiu, un osebit mari duhovnici ai bisericii noastre, iar după o vecernie ținută în Catedrala Episcopală în Catedrala Metropolitană din Sibiu, urma conferința propriu-zisă în aula Facultății de Teologie și apoi a început acest mic exercițiu, aș spune, care a fost atât de important, cred că pentru mine personal, cât și pentru ceilalți colegi ai mei, pentru ceilalți studenți, și anume faptul că acel invitat, acel părinte invitat în special, împreună cu un alt preasfințitu, care fiind episcop vicar și ierarh, și nu doar profesor, partea de profesorat era oarecum printre alte îndatoriri ale preasfinției sale, în alt preasfinției sale astăzi, iată. Dar bineînțeles că o făcea cu mult suflet și cu mult har. Deci urma acea parte de spovedanie și de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie în capela Facultății de Teologie și așa am ajuns să ne apropiem unii de ceilalți și să-l cunosc mai bine pe înalt preasfințitul Serafim. Aș putea să spun că dumnealui a fost nu doar un profesor foarte duhovnicesc, apropiat și drag, cald, dulce inimilor și sufletelor noastre, ci iată a devenit și un duhovnic pentru vremea aceea, pentru mine și mulți alți colegi și studenți de-ai mei din diferiți ani, nu doar din anul în care mă aflam eu. Și bineînțeles, astfel, apropiindu-se și necesitatea aceasta a pregătirii și a întocmirii lucrării de licență, care este, bineînțeles, necesară pentru fiecare student care urmează facultatea de teologie, m-am gândit să abordez o temă și să lucrăm împreună o temă cu un alt preasfințit și așa a apărut această necesitate. Deci am putea să spunem că am pornit de la o experiență de viață, pentru că facultatea de teologie cu adevărat pentru mine a fost o schimbare de macar sau de direcție și o nouă experiență de viață la care, să spunem, cred că m-a chemat Bunul Dumnezeu și în primul rând prin dorința părinților și a mamei mele, care și-a dorit foarte mult ca cineva din familia ei să slujească pe Dumnezeu în această, să spunem, treaptă a preoției. Și după aceea, prin un alt preasfințitul Părinte Serafim, care fiind aproape nu doar de catedră și de mințile studenților, ci și de viețile lor sufletește într-o mare duhovnicească, mi-a oferit această posibilitate de a încerca să mă apropii de isihas. Un alt preasfințitul Serafim este el însuși unul dintre cei care nu doar că reprezintă isihasmul contemporan, dar și-a dus o contribuție prin teza de doctorat pe care a făcut-o la Institutul Saint-Serge din Paris, dedicată isihasmului românesc. Am avut o discuție foarte frumoasă cu dânsul și foarte utilă și l-am ascultat și de curând una din conferințele Episcopiei Canadei, vorbind despre acest subiect pe care doar că îl stăpânește, dar îl prezintă cu atât de multă pasiune că nu poți să nu te molipsești dorința de a investiga mai departe anumite lucruri, de a merge dincolo de ceea ce spune. Și pe dânsul cumva apropierea de acest subiect, vedeți, l-a făcut să se reorienteze, efectiv să-și schimbe viața și să capete o anumită direcție. Și v-aș întreba, pornind de la acest aspect, în ce măsură alegerea de a vă preocupa de isihasm în cadrul tezii de licență v-a influențat parcursul biografic ulterior și cel duhovnicesc?
spune că și apropierea de Isihas, dar mai ales apropierea de Anal Preasfințeasa și, bineînțeles, această etapă a studierii Facultății de Teologie, cred că m-a marcat sau și-a lăsat o amprentă și o desfășurare pentru tot ceea ce a însemnat viața mea ulterioară. Și ar mai vrea să precizez că Anal Preasfințeasa a realizat ca lucrare de doctorat o temă despre isihasmul în România, pe tărâmurile bisericii și ale țării noastre românești, și de la începuturi știu foarte bine, sau mă rog, am conștientizat ulterior, de când era încă preot celibatar și ulterior, bineînțeles, a devenit și monah, ierarh și așa mai departe, episcop, vicar și mitropolit. Deci a fost foarte apropiat de viața liturgică a bisericii, la Catedrala din Alba Iulia, și a spovedit acolo credincioșii și oamenii și tinerii și a continuat practic această activitate după ce și-a desăvârșit studiile la Institutul Saint-Serge din Paris, și unde cred că a dorit să aprofundeze mai mult ceea ce simțea că îi se potrivește cu viața în altele Sfinției sale, și a rămas așa până ziua de astăzi, și cred că va rămâne pentru veșnicie cu ajutorul Dumnezeu, pentru că și isihasmul și trăirea în biserică și această cale a rugăciunii, a liniștirii, a vieții acestea în pacea sufletească și duhovnicească pe care o duce Harul Duhului Sfânt, în principal prin rugăciune, prin rugăciunea lui Iisus, prin rugăciunea liturgică în biserică și prin toate celelalte sfinte taine, constituie cu adevărat un prilej de redescoperire a noastră înșine, a omului, în varianta aceasta pe care Dumnezeu a creat-o și a făcut-o și care își găsește împlinirea tot în Dumnezeu. De aceea aș spune că și această apropiere de Facultatea Teologică de Înalt Preasfințeasa, de tema aceasta și, bineînțeles, indirect și de Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, care l-am cunoscut tot așa într-un context liturgic, după aceea, în jurul temelor de spiritualitate, în jurul Înalt Preasfințitului Părinte Serafim, și bineînțeles și prin munca pentru ceea ce a însemnat lucrarea de licență pe care am redactat-o și eu la Facultatea de Teologie, aș putea să spun că s-au deschis aceste căi care mi-au influențat viața și m-au scos din ceea ce eram înainte, un tânăr absolvent al liceului, și care, mă rog, a început să facă primii pași în ceea ce înseamnă viața într-o facultate de teologie și pregătirea pentru a sluji Sfântului Altar, și ulterior, în dorința aceasta de a mă apropia mai mult de Înalt Preasfințeasa, inclusiv la nivelul practic, după terminarea facultății de teologie, dumnealui, între timp devenind mitropolitul Germaniei și dorind să ajute mai mulți tineri și să atragă în apropierea sa, deși cum este viața în Occident, aici suntem în comunități mici. Și cred că și Sfinția voastră o vedeți acolo în Canada și în alte părți, în Europa de Nord, cred că se întâmplă la fel, cu excepția poate a Italiei și a celorlalte țări, a Spaniei, Portugaliei, dar mai ales a Italiei, unde s-au dezvoltat foarte mult parohii și comunități ortodoxe românești și unde au fost plecați foarte mulți români la lucru, în rest, totuși suntem comunități mai mici. Și în această dorință, în Înalt Preasfinției sale, de a ne păstra oarecum în apropiere de sine și de a constitui acolo și o mică comunitate monahală, pentru că isihasmul este inevitabil legat și cu viața de monahism, cu această trăire și această lucrare aparte în biserica noastră, deși isihasmul se adresează tuturor oamenilor, tuturor credincioșilor, dar mi-a adresat și mie personal această chemare și cred că însuși Facultatea de Teologie și întâlnirea cu Înalt Preasfințeasa, bineînțeles și tema pe care am lucrat-o, dar și chemarea pe care mi-a adresat-o ulterior personal și care nu a fost în primă fază spre Germania. N-am ajuns niciodată în Germania ca să stau prea multă vreme alături de Înalt Preasfințeasa, dar Dumnezeu cred că a rândit așa, ci împreună cu alți doi părinți am plecat, de fapt prima dată am plecat în Franța, imediat după terminarea Facultății de Teologie, unde trebuia să fim doi și am rămas singur. Și aceea a fost pentru mine în primul rând o experiență cu totul specială, pentru că era în 1994 și deși se schimbase regimul în România și venise această mult râvnită libertate pentru români de a trece dincolo de granițele țării și nu doar puțin, doar în anumite condiții, ci mulți, toți cei care și-au dorit să facă, totuși eu nu ieșisem în străinătate și nici n-am avut măcar pașaport.
până în anul 1994, când am pornit la drum cu gândul de a ajunge mai aproape de Înalt Preasfinția Sa și a fost, în primul rând, o experiență trăită vreme de în jur de un an de zile în Franța, o mănăstire ortodoxă unde mergeam din când în când și în cadrul unei comunități mai speciale, harismatice numite, care aparținea de Biserica Romano-Catolică și care în cursul unui așa numit an sabatic oferea posibilitatea mai multor tineri din diferite biserici și iată prin Înalt Preasfinția Sa, Mitropolitul Serafin, care deja era în Germania și care a, făcând misiunea, a întâlnit mulți oameni și multe comunități și bineînțeles a avut și această posibilitate de a ne oferi un fel de bursă pentru a sta acolo și a viețui împreună cu ei fără a avea comuniune liturgică, cum era și firesc. Dar am trăit acolo în Franța și a fost pentru prima dată după terminarea facultății de teologie și pentru prima dată după schimbările din România când am ieșit în străinătate și a fost doar, să spunem, atracția aceasta și încrederea în cuvântul și în binecuvântarea duhovnicească și părintească a Înalt Preasfințitului Părinte Serafin și dorința mea că dacă voi fi alături de el, îmi va fi bine și îmi voi găsi și eu rostul și locul în viață, pentru că am văzut că este un om cu suflet mare și care vrea să ajute pe tine și vrea să facă ceva în biserică și pentru apropierea omului de Dumnezeu, pentru unirea omului cu Dumnezeu. Că ce am învățat între altele la cursurile de spiritualitate mistică și despre Isihas, pe care mi l-a predat Înalt Preasfinția Sa, că scopul omului în această lume, de fapt, ca și la Sfântul Serafin de Sarov, este unirea omului cu Dumnezeu. Și deci am plecat în Franța și așa am început să trăiesc acolo și din când în când, la 2-3 săptămâni, prin bunăvoința celor de acolo, pentru că și condițiile noastre materiale la vremea aceea, vă dați seama că erau foarte reduse și posibilitățile noastre de deplasare s-au împlinit tot așa cu sprijinul unuia sau altuia, dar erau și ele la fel de reduse, dar totuși prin bunăvoința celor de acolo și le sunt și le-am fost recunoscător pentru aceasta, pentru că a fost o experiență de viață nouă trăită în niște condiții străine, ale înstrăinării, pentru că iată și în cadrul isihasmului această temă a retragerii de lume, a viețuirii de unul singur cu Dumnezeu, acolo eram împreună cu alții, dar era totuși o experiență aceasta de înstrăinare și de însingurare și de a rămâne singur fără acel mediu înconjurător, binefăcător și sprijin pe care ți-l oferă duhovnicul, familia, colegii de facultate, localitatea natală, orașele și locurile cunoscute. Și am trăit această experiență acolo, în cadrul acestei comunități de la Aubazin, undeva din centrul sudul Franței și din când în când aceasta iarăși a fost o etapă extraordinară în viața mea și aș putea să zic o revelație și anume o mică mănăstire ortodoxă știut fiind că Franța nu este o țară ortodoxă. Sunt câteva mănăstiri ortodoxe, dar niște mănăstiri deosebite. O mică comunitate ortodoxă cu un părinte aparte, deosebit, părintele Ilie, Elie Rago, care a fost duhovnicul acestei mănăstiri și cu câteva măicuțe franceze. Sunt câteva, cred că le numeri pe deci, de 5-10 astfel de mănăstiri, dar bineînțeles că ele au fost influențate oarecum unele dintre ele direct de spiritualitatea Sfântului Siluan Antonitru și de monahismul ortodox, pe acest părinte Eli, având ocazia fiind adus tot de către Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, având ocazia să-l cunosc la un moment dat, la o slujbă din aceasta, la o întâlnire, la o întâlnire de rugăciune, la o vecernie sau la o astfel de slujire în capela Facultății de Teologie și mi-aduc aminte că chipul său zâmbitor și radios așa a rămas și cuvintele sale și bineînțeles împreună cu prezența Înalt Preasfințitului Părinte Serafim au rămas așa ca o amintire atât de plăcută, ca un fel de mireasmă sau adiere a Harului Duhului. Sunt peste noi niște tineri studenți atât de neexperimentați și porniți pe calea vieții în ceea ce însemna Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu în anii 1992-1993, ceva de acest gen, la puțină vreme după schimbările din România. Și faptul că am avut posibilitatea, după ce și șederea în această comunitate harismatică și în mijlocul unui alt popor, oarecum al unei alte credințe, a fost și ea o provocare pentru mine, deși oamenii de acolo au fost binevoitori și s-au străduit să ne ajute pe toți în acest an sabatic, dar această întâlnire, reîntâlnire, redescoperire a părintelui Eli și acelei mănăstiri mici, mănăstiri care avea locașul de cult în ceea ce se chema înainte la Vacherie,
sau să spunem un grajd, în care ei l-au primit, l-au moștenit și l-au adaptat atât de frumos la o micuță biserică ortodoxă cu cântarea și slujirile ortodoxe în limba franceză pe care cât de cât o înțelegeam, la lumina lumânării. Era și un părinte cristian, îl chema, care, mă rog, în contextul și în istoria lui, la un moment dat, cred că trecuse prin ceea ce se chema Biserica Ortodoxă Catolică din Franța, COF, sau cum se numea, și care redescoperise ortodoxia împreună cu, cred că, mă rog, și în timpul episcopului Adrian de dinainte, dar ulterior, cu un alt preasfințitul Serafin, cred că și cu un alt preasfințitul Iosif, care venea acolo la slujbă pentru a putea participa la slujire ortodoxă, și pe una cu părintele Elie a fost pentru mine cu adevărat o experiență inițiatică, să spunem, între ale ortodoxiei și ale isihasmului, dacă putem să folosim acest termen care nu este atât de specific și de natural de, să spunem, folosit în experiența și în viața noastră duhovnicească de zi cu zi, dar știu că acea experiență la 2-3 săptămâni, când mă duceau de seara la Mănăstirea Schimbării, la față de lângă terason a părintelui Elie Rago, unde erau obște de măicuțe. Părintele, descoperind ulterior că a fost monah sau este monah aparținând de Mănăstirea Simonos Petra din Grecia, practic acolo a fost primit în ortodoxie, deoarece în tinerețele sale a fost împreună cu părintele Plasid de Zei, călugăr catolic și preot cleric, dar a descoperit ortodoxia ca pe împlinirea desăvârșită și chemarea de a se uni cu Dumnezeu prin această tradiție, și a devenit monah la muntele Athos și a întemeiat această mănăstire. Armacile de acolo au devenit și ele la rândul lor din călugărițe sau din tinere franțuzoice în călugărițe ortodoxe, învățând și având o legătură spirituală strânsă cu mănăstirea de la Ormilia din Grecia. Așadar, o experiență ortodoxă prin împărtășire de tradiție și de rânduieli de la muntele Athos pentru părintele Elie și de la această mănăstire Ormilia din Grecia, cred că una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare mănăstire de călugărițe ortodoxe din Franța, care are de asemenea asupra sa pecetea starețului de la mănăstirea Ormilia, părintelui Emilianos, pe care și părintele Elie din Franța îl avea la mare vlavie ca și când este Ava, duhovnicul, cel de care, ascultând, vom merge sigur pe calea care duce la mântuire. Și așadar, această experiență, chiar dacă mai rară, la 2-3 săptămâni, era pentru mine o bucurie duhovnicească atât de mare și, să spunem, o inițiere și mai multe pe calea aceasta a spiritualității și a trăirii ortodoxe din viața isihastă, pentru că această mănăstire chiar trăia după rânduiele și după legile mănăstirii, căutându-L pe Dumnezeu, la fel cum toate mănăstirile din patriarhia noastră și din toate bisericile se străduie să facă, dar vă dați seama, erau cu atât mai prețioase această experiență, pentru că este într-o țară, Franța, care este foarte dezvoltată. Țin minte că am rămas amețit la primele experiențe, amețit în sensul spiritual al cuvântului, cât de mult erau dezvoltate drumurile, orașele, Parisul. Deci era ceva pentru mine, un băiat de la țară, care și la oraș, când am mers, însemna pentru mine o, să spunem, o cunoaștere oarecum aparte, acea ieșire în străinătate, acea străbatere printr-o țară care nu este ortodoxă, acea viețuire împreună cu francezii, care a fost foarte liniștită, pentru că la Obazin, într-o veche abație cisterciană, exista această comunitate care se străduia și ea să descopere mai multă spiritualitate și mai multă apropiere de Dumnezeu prin ceea ce puteau face atunci niște credincioși romano-catolici și prin această mișcare harismatică care a fost dezvoltată la multe comunități din Franța. Era comunitatea Le Verbe Vie, cuvântul vieții, sub numele căreia își desfășurau activitatea acolo, și deci practic aceasta a fost calea mea de a mă, să spunem, maturiza sau dezvolta din punct de vedere al spiritualității ortodoxe și mai ales aceste întâlniri cu părintele Elie, cu mănăstirea de la Terason, cu măicuțele de acolo, care cu adevărat au deschis o perspectivă extraordinară pentru a înțelege cât de important este credința și spiritualitatea în viața de zi cu zi a omului și ceea ce înseamnă ținta lui în această lume. Pentru că fiecare dintre noi poate ne căutăm calea, ne căutăm rostul, dar prin anumite împrejurări ale vieții, iată că Dumnezeu ne conduce pe fiecare din noi, oricât de simplu am fi, ori de unde am fi, prin niște
momente, locuri și împrejurări care ne ajută să sporim duhovnicește spre a înțelege mai bine care este rostul nostru aici pe pământ și ținta spre care ne îndreptăm viața cea veșnică, unirea cu Dumnezeu și împărăția celor. Aș mai dori să precizez doar atâta. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu erau în general o atmosferă deosebită și câțiva profesori care ne-au marcat și ne-au impresionat, printre care și părintele Ioan Ică Senior, profesor de dogmatică, și fiul său, părintele Ioan Ică Junior, care cu barba sa de la vremea aceea între timp a rămas cu o mustață și cu un fățișar, așa credeam că este un urmaș al lui Dostoievski. Sau, să spunem, al unui teolog și părinte rus impresionant, care în afara orilor de teologie, acolo pe coridoarele Facultății de Teologie din Sibiu, ne vorbea despre teme duhovnicești mai înalte. Știu că avea o experiență duhovnicească și mai ales didactică extraordinară și un fel de, să spunem, har așa de a-și apropia tinerii între el. Și deci am apreciat pe mulți alții, și pe părintele Vasile Mihov de Noul Testament, pe înalt preasfințitul, bineînțeles, pe toți, și pe înalt preasfințitul părintele Laurențiu, profesor de liturgică, dar pe părintele Ică Junior, în mod special prin ținuta sa și prin, să spunem, această artă convingătoare a vorbirii despre ortodoxie și despre studiu din punct de vedere teologic și despre țintele studentului și ale omului și ale creștinului în viața respectivă, dar și tatăl său, părintele Ioan Ică Senior, care iată de câțiva ani s-a mutat și la cele veche, bun Dumnezeu să-l odihnească din prun cu toți cei care au bineplăcut lui. Știu că ne impresiona prin excursurile sale în cadrul cursurilor de dogmatică și prin cărțile extraordinare pe care le ținea și prin verba sa și fervoarea pe care o avea. Și părintele acesta despre care v-am zis, Cristian, care venea, era și el un fel de oaspete ca și noi, numai că el venea în fiecare duminică. Eu atunci, fiind adus de membrii comunităților Verbe Vii, veneam la 2-3 săptămâni la mănăstirea la Terrasson din Franța și ne întâlneam cu el și când l-am văzut la slujbă că intră în biserică, am crezut că este părintele Ică Senior. Și mă miram eu care am ajuns în Franța și mi se părea că e greu, că a fost atât de dificil ruperea aceasta de rădăcini și de tradiții, de lucrurile cunoscute până acolo. Când a redescoperit pe părintele Eli și slujbele asemănătoare, pentru că erau ca la Muntele Athos pentru fiecare dintre noi din vremea aceea și cred că până în ziua de astăzi Muntele Athos rămânea un fel de reper de spiritualitate foarte înaltă și greu de ajuns și în Grecia și la Muntele Athos, deci această atmosferă a slujbelor ortodoxe. După ce 2-3 săptămâni mă strădeam să petrec în, puteam de bine, în atmosfera aceea comunității care ne primise și care ne-a găsuit, dar această regăsire cu părintele Lic, cu slujbele pe care le și înțelegeam cât de cât, că ce început să învăț și mai bine limba franceză, cu atmosfera de acolo atât de tainică, atât de mistică, cu agapele respective, am început să mă spovedesc, bineînțeles, la părintele ei și cu acest element, așa, ca o rază de soare într-o lume a străinării care era destul de apăsătoare pentru mine în vremea aceea a părintelui Cristian, care mi se părea că este însuși părintele Ică pe care l-am avut, care am avut ocazia să-l ascultăm de atâtea ori la Facultatea de Teologie și care m-am întrebat la prima vedere, la prima percepție pe care am făcut-o părintelui Cristian, venind și el la slujba vecenii în acea bisericuță mică din la Vașerii, din gradul acela foarte frumos schimbat și adaptat cu o bisericuță, m-am gândit, zic, ce minune, cum s-a întâmplat să vină aici. Mi-am dat seama repede că nu este vorba despre părintele Ică, dar știți cât de mult contează un astfel de element care este, mă rog, cunoscut și apropiat sufletului tău pentru a-ți găsi un pic în plus de stabilitate într-o lume aceasta a înstrăinării. Deci au fost, iată, acestea, să spunem, câteva din elementele de început care au constituit drumul meu până să ajung episcop aici în Ungaria. Aș mai spune doar aceea că după un an de ședere acolo în Franța, din rânduiala lui Dumnezeu, ne-am întors în România. Între timp, tot prin al preasfințitul părinte Serafim, având această posibilitate, pentru că Dumnezeu, părindându-se prin multe locuri, a întâlnit și biserica din Cipru, care în vremea aceea avea multe biserici și multe mănăstiri, dar din păcate mai puțin clerici și mai puțin viețuitori. Și prin cineva se gândise că poate să ofere această posibilitate la doi
tineri teologi sau absolvenți de teologie să ajungă să slujească clerici pentru a suplini cumva și necesitățile spirituale ale comunităților monahale din Cipru și pentru a învăța și limba greacă. În alt preasfinția sa gândindu-se că limba greacă, o limba a Noului Testament și în care, mă rog, din mediul acela teologic au venit nu doar Noul Testament, ci și atest teologii, este o să fie benefică pentru noi și pentru viitorul nostru. Și adică după un an de ședere în Franța, care, așa cum am spus, a fost o experiență deosebită, și întâlnirea cu părintele Eli și cu această mică mănăstire de la Terrasson, această nouă cale care ni s-a deschis a fost foarte interesantă și importantă și a marcat practic și intrarea și începutul meu în monahism, pentru că ne-am întors după un an în România, în Arad, și acolo era și preasfințitul părinte Sofronie, la vremea aceea, cred, din câte mi-aduc aminte, șef al ascorului din Timișoara și, bineînțeles, arădean de profesie și cu multe preocupări, un intelectual și un apropiat sau, mă rog, un căutător de isihas, de frumusețe și de spiritualitate la nivel înalt și care l-a cunoscut la rândul lui pe înalt preasfințitul părinte Serafim și prin el a mers mai puțin, a stat doar câte o lună și cred că în două rânduri la mănăstirea din Essex, unde a trăit părintele Sofronie Saharov și, bineînțeles, și părintele Rafael Noica, nu știu dacă l-a întâlnit personal, cred că deja era plecat în România, dar tot așa și preasfințitul părinte Sofronie, la vremea aceea absolvent de teologie și fost șef al ascorului, absolvent de facultate de medicină, absolvent al facultății de teologie și, bineînțeles, și el căutător și ulterior ajuns cleric și monah. Deci a fost câteva luni la Essex și când în drumul său spre Essex, țin minte că s-a abătut și prin Franța și ne-am întâlnit. Și în această experiență a străinării, întâlnirea cu cineva pe care îl cunoști, care s-a apropiat cu multă atenție, multă bunăvoință și cu dragoste. Țin minte la prima noastră întâlnire în Arad, la Hirotonia, unui alt coleg de-a nostru, că am trecut și pe la preasfinția sa și m-a oferit în dar câteva casete cu muzică psaltică, câteva iconițe, câteva lucruri din aceste duhovnicești, metanii, bineînțeles. Și deci a fost așa, să vezi pe cineva care simte și mi-a spus de atunci că aș avea stofă de monah. Eu nu știam. Dumnealui a fost o altă persoană importantă alături de înalt preasfințitul Serafim, care ți-a lăsat o amprentă și un sprijin concret în viața mea. Și în drumul preasfinției sale spre Maldon sau la Essex, acolo unde era mănăstirea Sfântului Sofronie, care deja trecuse la cele veșnice, dar a cunoscut obștea respectivă, m-a căutat și s-a bătut puțin din drum și ne-am întâlnit în Franța. Nici nu vă dați seama ce mult înseamnă un astfel de gest, o astfel de bucurie a întâlnirii cu cineva cunoscut. Și iată, după ce ne-am întors înapoi în România și dumnealui își continua studiile la Facultatea de Teologie, a fost și acest eveniment foarte important la un an după aceea al călugăriei noastre la mănăstirea, una dintre mănăstirile cele mai vechi și cunoscute din părțile Aradului, mănăstirea de la Hodoș-Bodrog, mănăstirea intrarea în biserică a Maicii Domnului de la Hodoș-Bodrog. Și acolo, la călugăria noastră, înalt preasfințitul părinte Serafim ne-a fost și naș, așa încât, să spun, că relația între noi s-a apropiat și mai mult. Ea nu a cunoscut niciodată o petrecere împreună îndelungată, pentru că n-am fost în Germania, n-am ajuns în Germania, n-am ajuns nici în Cipru. După aceea am plecat în Grecia cu niște burse de studii pentru studiile postdoctorale, pentru un master la Facultatea de Teologie din Atena, împreună cu preasfințitul Sofronie. La vremea aceea era deja părintele Sofronie, bineînțeles, înainte Radu Drincec, și cu un alt părinte din Arad. Și pentru 4-5 ani am stat și în Grecia și acolo m-am aprofundat și limba greacă și am avut o altă experiență foarte interesantă și importantă pentru viața mea, a ceea ce înseamnă biserica și mai ales spiritualitatea greacă ortodoxă și anumiți părinți din acele părți. Dar această călugărie împreună cu preasfințitul părinte Sofronie la mănăstirea Hodoș-Bodrog și apoi slujirea de încă un an de zile până când urma să plecăm în Cipru și n-am mai plecat în Cipru, că nu s-a mai putut, s-au schimbat planurile și s-o putere, dar am ajuns în Grecia, a fost iarăși o etapă și un eveniment important din viața mea, care, să spunem,
m-a condus pe ceea ce, spre ceea ce înseamnă locul și rostul meu pe care l-am descoperit ulterior și pe care îl desfășor până astăzi în Biserica Ortodoxă. Și încă ceva aș vrea să mai menționez și apoi să trecem la următoarea dumneavoastră întrebare, faptul că deci era o adevărată, să spunem, dezbatere și chiar un război duhovnicesc, cu ghilimele de rigoare, la vremea Facultății de Teologie, între cei care reprezentau isihasmul și spiritualitatea duhovnicea aceasta, în felul pe care o vedea înalt preasfințitul Părinte Serafim și care ne-a predat isihasm la Facultatea de Teologie, dar aia și adeptul unei împărtășiri mai dese a ucenicilor săi și a credincioșilor, în general, bineînțeles, cu pregătirea duhovnicească necesară, spovedanie, împărtășanie și toate celelalte lucruri pe care le presupune această viață. Și existau și ceilalți reprezentați de părinți de la Frăsinei, care veneau și la Facultatea de Teologie și, în general, spiritualitatea aceasta monastică mai tradițională și în la care împărtășirea se făcea mai rar, o dată la 40 de zile sau mai rar. Deci exista această luptă între ceea ce însemna împărtășirea deasă. Iată și Sfântul Nicodim a Gheoritul era unul dintre promotorii și, în general, isihasmul, în viziunea pe care am cunoscut-o noi atunci și ne-am însușit-o și, bineînțeles, la care ne-a ajutat mult și studiile în apea Sfântului Părinte Serafim, împărtășirea mai deasă și participarea la Sfintele Slujbe și Sfânta Liturghie și rugăciunea, în general, erau elemente esențiale și cealaltă latură a împărtășirii mai dese și a unui rigorism mai mare și a accentului pus mai mult pe spovedanie și pe îndrumare duhovnicească decât pe Sfânta Împărtășanie. Și a zice că și în felul acesta, de la înalt preasfinția sa, n-a primit doar lucrarea de licență, chemarea spre înalt preasfinția sa, experiența din Franța, ulterior experiența din Grecia, ci și acest drag și această cunoaștere a slujbelor și a Sfintei Liturghii și a împărtășirii mai dese cu Sfintele Taine, care cred și consider că a fost, să spunem, una dintre darurile și revelațiile care mie personal am văzut că mi s-au potrivit foarte mult și așa am încercat să o transmit și la ceilalți care ulterior au venit să se spovedească la mine și într-o oarecare măsură aș putea să spun că le-am devenit mai mult sau mai puțin părinte duhovnicesc. Așadar, parcursul isihast al preasfinției voastre este legat cumva de înalt preasfințitul Părinte Serafim. Însă aș vrea să vă rog să mergem un pic înapoi și să vă întreb două lucruri. Odată, dacă existau vocații isihaste sau măcar apropiate de isihasm în spațiul acela catolic, în care harismatic, în care ați viețuit în Franța. Apoi să vă întreb și altceva, pentru că la Aubazen era, așa cum ați menționat, și Părintele Placid. În ce măsură Placid de Sey a influențat parcursul dumneavoastră isihast și v-a îndreptat cumva înspre a aprofunda acest subiect sau a cunoaște mai îndeaproape spiritualitatea mistică isihastă pe Părintele Emiliano și toate lucrurile acestea? Da, aș putea să spun faptul că pe Părintele Placid de Sey nu am avut ocazia să-l cunosc și el cred că influența sa în mod direct a fost mai puțină, dar am avut odată ocazia în timpul unei vacanțe, mici vacanțe pe care am făcut-o la șederea, în vremea șederii acolo în Franța, să merg la altă mănăstire ortodoxă unde trăia Părintele Placid de Sey și să-l văd cu ochii mei, dar mai mult știu că m-a ajutat și m-a influențat un alt părinte de la acea mănăstire, bineînțeles, cu care am avut ocazia să mă întâlnesc doar cele câteva zile cât am stat acolo și, să spunem, o singură întâlnire, Părintele Serafim, care era un fel de prototip așa și mie un prototip al vieții duhovnicești. Și eu l-am sintetizat oarecum între două personalități. Pe de o parte, înalt preasfințitul Serafim, care era ierar, dar care era înțelegător și cu această îngăduință de a-și apropia și ucenicii cu pregătirea corespunzătoare de împărtășirea mai deasă, de Sfintele Slujbe, Sfânta Liturghie în general, și Părintele Cleopa, care Părintele Cleopa știm până ziua de astăzi că este unul dintre titanii noștri ai vieții duhovnicești și a spune un reprezentant de seamă și al isihasmului, nu doar al monahismului, și un părinte duhovnicesc la care au venit atâția oameni, atâtea autocare cu credincioși pline și care este un reper și în ceea ce înseamnă viața duhovnicească a oamenilor, pe care știam că, din preună cu ceilalți părinți de la Mănăstirea Hilstria, sunt reprezentanții acestui curent al împărtășirii mai rare,
E acest părinte Serafim, pe care am avut ocazia să îl întâlnesc acolo și, bineînțeles, și experiența de la Mănăstirea Font de Laval, parcă se numea, era zona aceea, Mănăstirea Părintelui Placid de Zei, și mai ales părintele Serafim, au fost pentru mine, să spunem, o îmbinare atât de fericită a ceea ce reprezenta pentru mine în altfel Sfântul Părinte Serafim și idealul acesta al părintelui Clopa, pe care nu îndrăzneam să mă apropii foarte mult, gândindu-mă că este prea aspru pentru măsurile mele. Dar nici n-am, odată am avut ocazia să-l aud vorbind când am făcut o pelerinaj, o excursie cu colegii de la Facultatea de Teologie prin părțile Moldovei și mi-a plăcut cum a vorbit. Dar acest părinte Serafim, care, la care m-am și spovedit atunci și am vrut să mă și împărtășesc la Mănăstirea Părintelui Placid de Zei, deci a fost o îmbinare fericită dintre, să spunem, severitatea sau seriozitatea extraordinară a monahismului reprezentat de Părintele Cleopa și înțelegea bunătatea și apropierea, îngăduința față de Sfintele Taine a Părintelui, înalt Sfintelui Părinte Serafim. Și l-aș da ca un exemplu strălucit, aș spune, pe acest Părinte Serafim și cu siguranță și pe Părintele Placid, chiar dacă el m-a influențat mult mai puțin. Dar știu că am cumpărat cu mult drag cartea Sfinției sale, Nostalgia Ortodoxiei, și m-am recent am comandat o carte din Franța care vorbește mai pe îndelete despre personalitatea și sfaturile duhovnicești pe care Părintele Placid le-a transmis obștii sale și prin cărțile sale tuturor celor care îl cunosc. Dar Părintele Serafim de la Mănăstirea Părintelui Placid și încă un părinte foarte interesant, un părinte care era de origine maghiară, Părintele Antonie, Antoine, cum îi se spunea ei, și care venise la Mănăstirea Părintelui Placid împreună cu un alt părinte, Părintele Macarie, și care ne-a primit. El acela era arhondar. Bine, era mai tânăr el, dar a fost o experiență atât de plăcută în viața mea. Și aș spune că nu este foarte important să ne străduim să găsim în viață cei mai mari sfinți sau mari sihași, ci să vedem în ce măsură fiecare dintre aceștia, prin experiența duhovnicească pe care au, prin darul duhovnicesc de la Dumnezeu și prin harisma Duhului Sfânt, pot să reprezinte ceva în viața noastră. Știu că acest părinte Antonie, care ne-a primit ungur, dar iată, convertit la ortodoxie și trăitor în Mănăstirea Părintelui Placid, care a avut și o boală mai rară, ceva legat de oase, și care am înțeles că la câțiva ani după aceea s-a și mutat la cele vence, dar care avea un frate în Ungaria și frate pe care am avut ocazia să-l cunosc câțiva ani mai târziu și care avea familie, era căsătorit, și acest părinte Antoine cât de mult a semnat sau ce mult m-am bucurat că ne-am primit atunci cu drag și cu pădură sufletească. Aș spune din, la întrebarea sinceriei voastre, bineînțeles că acolo în obștea aceea unde am trăit la Verde de Vin nu puteam să mă aștept să găsesc experiențe sau exemple isihaste. Dar au fost oameni de treabă, oameni deosebiți, am învățat într-o oarecare măsură un fel de rânduială asemănătoare cu a noastră, cu cea din mănăstirile ortodoxe. Deci dincolo de slujbele la care asistam, bineînțeles, și mesele la care eram împreună cu ceilalți, erau mai mulți, să spunem, invitați în calitate de cursanți la acel an sabatic. Și cu aceștia fiecare avea ascultarea lui. Unul la bucătărie, unul la curățenie, unul la, mă rog, ce era pe acolo, la punerea mesii, la strângerea mesii. Și aș putea să spun că aceasta a fost și un fel de mică experiență, ceea ce înseamnă ascultările în mănăstirea noastră, eu neavând o experiență concretă în ceea ce sau mai îndelungată, ceea ce înseamnă șederea mai îndelungată într-o mănăstire și ascultarea aceasta pornită de la zero, care sunt primii pași în viața unui monah. Și sunt foarte importanți. Din ce am trăit acolo în această mănăstire și prin cursurile care se făceau și am văzut că erau dintre membrii comunității sau din când în când aveau și invitați dintre ai lor și multe dintre lucrurile care mi se predau acolo, că era proaspătă Facultatea de Teologie, se vede treaba că nu puneau accentul sau nu scoteau în evidență partea Bisericii Catolice, ci erau niște experiențe în domeniul istoriei bisericești, în domeniul spiritualității oarecum. Unele lucruri foarte interesante la acele cursuri erau de mai multe feluri și după aceea, bineînțeles, și cealaltă experiență și șederea acolo într-o cameră, într-o chilie, ca la mănăstire. Deci și la comunitatea Verde de Vii pot să zic că au fost lucruri interesante și importante care m-au marcat. Dar aș putea să zic că acest părinte Eli,
de la mănăstirea din Terason este un exemplu, să spunem și el, foarte bun de ceea ce înseamnă viața duhovnicească și monahală sporită, mai ales că el s-a convertit la ortodoxie. Și atunci când a trecut de la Biserica Romano-Catolică la Biserica Ortodoxă împreună cu Părintele Placid Zei și nu știu dacă nu cumva era și Părintele Macarie, care a ajuns la Simonos Petra și care este autorul acelui sinaxar foarte frumos în 5 sau 6 volume scris în limba franceză, și ei au căutat ortodoxia, au venit și în biserica noastră, s-au întâlnit și cu Părintele Cleopa. Atunci am avut ocazia să-l văd la Facultatea de Teologie, când ei erau în căutarea unei țări ortodoxe care să-i primească, pentru că Părintele Placid a fost și autorul traducerii în limba franceză a unor scrieri a Sfinților Părinți într-o colecție, Izvorul Vieții, mi se pare că se chema, cu traducere, sau Bellefontaine, în traducerea în franceză, și ei au descoperit ortodoxia trăind în mănăstirile lor, la început catolice, o viață oarecum monahicească, asemănătoare a ceea ce se întâmplă în bisericile noastre, și au dat seama că Biserica Catolică a pierdut multe prin aceste reforme sau aggiornamento pe care le-au făcut de-a lungul vieții, și ei își doresc mai mult, pentru că în mănăstire omul când se duce nu mai caută atât realizarea sau afirmarea din punct de vedere profesional, ci își caută rostul lui ca om și relația personală cu Dumnezeu. Și așa au ajuns acești părinți să caute ortodoxia și o biserică care să-i primească. Așa am avut ocazia noi, tineri, studenți, să-l văd pe Părintele Eli la capela Facultății de Teologie din Sibiu. Și bineînțeles că, din câte am înțeles, Părintele Cleopa i-a primit, s-a bucurat de această râvnă și chemare aici și dorința inimilor de a deveni ortodox, dar cred că le-a spus că totuși în România nu este cel mai înțelept să fie ortodox, probabil având în vedere și sistemul din exteriorul bisericii care urmărea și supraveghea pe toți și care ar fi putut să fie probabil mult mai dificil pentru niște occidentali atât de sinceri în căutarea și dorința lor de ortodoxie, și care au ajuns la Muntele Athos și au fost primiți la mănăstirea Simonos Petra, Părintele Macarie, rămânând în această mănăstire până în ziua de astăzi și trăind viața duhovnicească ca un monah atonit acolo la Simonos Petra. Dar Părintele Eli, pe care am avut ocazia să-l întâlnesc de multe ori în această ședere, cel puțin de câteva zeci de ori, de aceste aproape 7-8 luni cât am stat la Obazin, prin predicile pe care le ținea, prin felul în care slujea, prin atmosfera aceasta, el avea 5-6 măicuțe care deci erau ofte extraordinară, un exemplu asemănător într-o totul cu ceea ce vedeam la mănăstirile noastre, dar într-o țară neortodoxă, într-o lume ostilă. De aceea vreau să vă spun, când a vrut să vină la ortodoxie, el a avut de pătimit și din partea romano-catolicilor care au făcut apel, și cred că și de aceea a fost binevenit sfatul părintelui Cleopa. Cred că aveam și atunci un episcop român în Franța, dar nu care cumva să fie primit de către ortodoxie. Ulterior s-au mai pierdut multe și din râvna catolicilor de a-și ocroti pe cei care, convertindu-se, au vrut să meargă la ortodoxie sau, mă rog, în ceea ce privește tradițiile lor de acte. Aceștia au fost niște oameni sinceri, și părintele acesta, Eli, când ne vorbea despre, are și câteva cărți scrise foarte frumoase în limba franceză pentru cunoscătorii de limba franceză, sunt multe și din Sfinții Părinți, dar chiar și cuvântări ale sale. Le recomand site-ul mănăstirii lor, Monaster de la Transfiguration, și librăria, pentru că librăria lor ortodoxă, pentru că sunt câteva cuvântări foarte interesante pe care Părintele Eli le ține despre ortodoxie, despre experiența duhovnicească, despre viața monahală, despre isihas, despre gheronda. Știți că în tradiția noastră și astăzi la Muntele Athos, Părintele Duhovnicesc, starețul în sensul acesta de părinte duhovnicesc la nivelul cel mai înalt, total, pentru tot ceea ce poate înseamnă un duhovnic pentru viața fiului duhovnicesc, deci Părintele Emilianos, Gheronda, deci pentru el rămâne un reper de ortodoxie și despre care vorbea atât de frumos și atât de hotărât până în ziua de astăzi. Chiar dacă, iată, acest Părinte Emilianos, și care este și fondatorul, de fapt, al obștii monahale de măicuțe de la Ormirea, cu aproape 100 și 120 de maici, poate dacă nu cea mai mare dintre mănăstirile ortodoxe de călugărițe din Grecia, deci a întemeiat, a revigorat viața monahală la Muntele Athos prin călugării de la Simonos Petra, a inițiat această
mănăstire de măicuțe care erau simple surori și ele își căutau drumul atunci și au reușit să înființeze una dintre cele mai mari mănăstiri ortodoxe din Grecia, mănăstirea de la Ormilia, și care, iată, după câțiva ani în care, să vă spun, așa am văzut la Părintele Lee, deci când duhovnicul, și așa cred că treci la Muntele Athos și călugării de acolo, când duhovnicul îți spune după rânduiala aceasta bizantină un cuvânt, este ca și cum Dumnezeu îți spune un cuvânt și tu trebuie să te străduiești, să-l împlinești fără să-l cercetezi, fără să-l iscodești prea mult cu mintea ta, și dacă îl împlinești, vei spori duhovnicește, vei primi har și vei contribui la realizarea pe pământ în micuța ta pătrățică acolo, din locul unde te afli, din mănăstirea, din parohia, din biserica în care te afli, a împărăției lui Dumnezeu. Deci atât de important era prezența și cuvântul lui Geron, da, în viața unui ucenic și a unei obști duhovnicești. Și bineînțeles că iarăși ce mi s-a părut un lucru foarte interesant, și vedeți, spre înțelepțirea noastră, celor care știm că ortodoxia este darul cel mai înalt, dar nu trebuie să ne mândrim, pentru că nici nu prea avem neapărat de ce, din multe puncte de privință, că suntem mai superiori altora, care înțelegem ce mult înseamnă ortodoxia și mai ales pentru sfinții și pentru duhovnicii mari, pentru stareții foarte mari. Aș vrea să mai menționez și acest lucru, faptul că Părintele Emilianos, după ce a făcut atât de multe și oftea de la Simonos Petra, a ridicat-o la măsurile altor mănăstiri mari de acolo din Muntele Athos, între care se numără și, bineînțeles, și mănăstirea Vatoped, unde până ziua de astăzi stareț Efrem are obște atât de frumoase și este, iată, prin intermediul unor conferințe ca și cea la care noi luăm parte, este atât de apreciat și, mă rog, cunoscut în lumea ortodoxă și în special în rândul credincioșilor noștri români ortodoxi. Deci Părintele Emilianos a reușit să facă o obște foarte frumoasă la Simonos Petra și la Dionisiu și la Grigoriu și în alte părți, și la Vatoped erau obște foarte frumoase și mari. Și această obște de maiști de la Ormilia, dar iată, deși atât Maica Nicodimii, care era stareța de la Ormilia, cât și Părintele Elie, cu siguranță și alți duhovnici ai săi, probabil și Geronda Elisei, care a rămas stareț în locul lui la mănăstirea Simonos Petra din Muntele Athos, se uitau la duhovnic ca și cum este în formă duhovnicească deosebită și cu foarte multă autoritate reprezentantul lui Hristos, nu în sensul în care Papa o face în Biserica Catolică, dar în mod duhovnicesc deplin este cel care se străduiește să unească în modul cel mai deplin cu Hristos și care îi conduce cu siguranță și pe fiii și fiicele sale duhovnicești pe această cale a mântuirii și pe această cale a isihasmului sau isihiei. Deci chiar dacă a reușit să întemeze, așa cum am spus, una dintre cele mai mari mănăstiri sau cea mai mare mănăstire de maiști din ortodoxe din Grecia, iată că Dumnezeu i-a rânduit și o vreme de încercare, încât poate 10 sau 20 de ani a rămas într-o oarecare neputință la mănăstirea aceasta, deci nemai fiind acel vultur ager duhovnicesc al înălțimilor care poate să le împărtășească hrană spirituală și cuvânt de mântuire ucenicilor săi, și totuși Dumnezeu a rânduit ca macile pe care le-a ajutat în prima parte a vieții lor până au devenit călugărițe să aibă grijă de el până când a plecat din această lume și să nu se smintească de, să spunem, în această stare a sănătății în care Dumnezeu a îngăduit să ajungă. De aceea zice și eu că de multe ori trebuie să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile extraordinar de mari pe care le dăm viața aceasta, dar să nu fim gravnic judecători față de ceea ce vedem la părinții noștri duhovnicești, la frații noștri, la clericii noștri, la credincioșii noștri, pentru că în această viață este o tentație aceea de a judeca pe ceilalți, iar chemarea și rostul nostru este să vedem în cei de lângă noi ce este cel mai bun. Și cum spune Sfântul Siloan Atonitul, să ne preocupăm de această cale duhovnicească a sporirii în unitatea cu Dumnezeu și chiar și a iubirii lui Dumnezeu și asemenea și chiar și a iubirii vrăjmașilor, și să nu judecăm pe cei de lângă noi chiar dacă ajung să ne facă rele, și să descoperim și să înaintăm neclintit pe această cale a unirii cu Dumnezeu în biserica noastră ortodoxă, cu taina spovedanii, cu taina sfântă împărtășanii, cu ajutorul duhovnicului care poate și trebuie să devină și pentru noi un părinte, dar care își știe și măsurile, deci nu exagerează, dar care ne și ajută, ne ascultă, ne ajută, ne dă cuvânt de mântuire și care, bineînțeles, ne pregătim și pentru dobândirea vieții cele veci, având în vedere că și isihaștii, practic, unul dintre scopurile lor era să se unească cu Dumnezeu și să ajungă la dobândirea
și vederea lui Dumnezeu prin acea lumină necreată, asemenea celei care a strălucit pe chipul Mântuitorului pe muntele Taborului, acolo unde înainte cu puține zile de patima sa și-a atras, a dus câțiva dintre ucenicii săi cei mai apropiați și ca să-i întărească și să-i încurajeze în încercările foarte mari care au urmat când el a fost prins, când a fost arestat, când a fost biciuit, când a fost răstignit, să înțeleagă că Iisus Hristos este nu doar om care pătimește, ci este și Dumnezeu care biruiește toate ispitele, toate încercările, chiar moartea și după aceea ne dăruiește viața veșnică și ne cheamă în deplină libertate să-i urmăm lui prin păzirea poruncilor sale. Deci această lumină le-a arătat-o pe muntele Taborului și această lumină o caută și isihaștii în viața și în trăirile și în experiențele lor duhovnicești, oriunde s-ar afla. Și bineînțeles că la aceasta suntem chemați și noi creștinii ortodoxi. Apropo de acest lucru, aș vrea să vă întreb, preasfinția voastră, care au fost personalitățile isihaste care v-au influențat cel mai mult parcursul și devenirea? Aș zice să nu mă refer la cei care prin cărți am citit într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru că m-am străduit și acolo să fac atât cât am putut la măsurile mele. Dar aș menționa așa între ei, nu neapărat personalității isihaste, aș spune despre personalității isihaste. La noi în România sunt Paisie Velicicovski, deci nu pot să zic că m-a influențat pe mine personal, dar cred că reprezintă un reper extraordinar în ceea ce a însemnat monahismul românesc și isihasmul românesc și cred că a fost un far duhovnicesc atât pentru călugării numeroși pe care a adunat în jurul său la mănăstirile Neamțu, Secu și Dragomirna și bineînțeles cât și pentru cei din muntele Athos unde i s-a părut că nu este chiar atât de mult din ceea ce se aștepta el să fie din isihas și din viața duhovnicească ortodoxă trăită la nivelul cel mai înalt. Și cred că și pentru lungării din Rusia și din Ucraina, de la Optina, pe care i-a cunoscut din rândul cărora a provenit și cu care a păstrat legătura. Și aș mai spune și de Sfântul Gheorghe de la Cernica, Vasile de la Poiana Mărului, din ce mi-aduc aminte de la lucrarea de licență și din ce am mai studiat și ne-am mai învățat la cursurile despre isihas. Dar aș zice că cei care m-au influențat și m-au ajutat direct, deja i-am pomenit, chiar dacă nu sunt isihaști la nivelul declarativ cel mai mare, dar cu siguranță în alt preasfințitul Părinte Serafim este nu un cercetător, ci un mare doritor de a spori pe această cale a isihasmului și m-a ajutat foarte mult. Pentru aceasta doresc să-i mulțumesc și pe această cale și îi sunt recunoscător. Aș spune că și Părintele Teofil Părăian, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, deși nici despre el nu am putea să spunem că a fost un isihat. Dar vedeți, isihaștii sunt poate puțini, nu merg pe degete, și sfinții nu sunt chiar atât de mulți, deși sunt mult mai multe mii și zeci de mii poate chiar în viața aceasta. Și dintre ei sunt câțiva pe care simți mai aproape și care te influențează. Aici aș putea să spun că Sfântul Siloan Atonitul, chiar dacă nu este de-a noi, prin scrierile sale mi-a cucerit, aș putea să zic, atenția și inima prin liniștea pe care mi-a adus-o în suflet atunci când am început să îi citesc scrierile sale din cartea în care a apărut ulterior sub forma de carte între Iadul Deznădejdii și Iadul Smereniei. Erau publicate în reviste de la Sibiu câteva dintre cuvântările adunate ulterior în această carte foarte frumoasă. Și el, aș putea să spun că a fost un model și un ajutător, în mod concret, pentru ceea ce a însemnat cunoașterea, într-o măsură oarecare, să spunem, din ce în ce mai mare lui Dumnezeu și în acest parcurs al vieții mele spirituale. În al preasfințitul Serafim, cu siguranță, Părintele Teofil, care a fost un model de monah cult, dar un monah credincios, chiar dacă nevăzător și un predicator extraordinar, un prieten și un apropiat al credincioșilor și mai ales al tinerilor și pe care am avut ocazia să-l ascult la Facultatea de Teologie din Sibiu de mai multe ori și aș spune că și el se numere pentru cei care m-au marcat într-un fel această chemare a mea către viața ortodoxă. Bineînțeles și preasfințitul Sofronie l-aș număra și pe el printre cei care au fost sprijinul important al vieții mele și pe acest părinte Eli și măicuțele de acolo din Franța, cu care păstrez legătura până ziua de astăzi, am mai trecut pe acolo cu anumite ocazii, ne-am întâlnit cu ele, aș putea să spun că suntem chiar într-o apropiere sufletească mai mare decât cu mulți
alții și l-aș menționa, așa să spun, și pe acest părinte Serafim de la Mănăstirea Părintelui Placid, care m-am bucurat foarte mult, am avut atunci ocazia să-l cunosc și să mă spovedesc odată la el și, bineînțeles, într-o oarecare măsură, deși nu isihaz, dar știu că este și dumnealui apropiat de o viață duhovnicească cât mai sporită și, dacă nu mă înșel, cred că a fost chiar primul la care m-am spovedit, Preasfântul Părinte Galaction, episcopul Alexandrie, care și dumnealui a venit în capela noastră și spovedea studenții. De fapt, un alt Preasfântul Serafim a adus pe mulți acolo la capelă și Părintele Ioan Iovan și Părintele Teofil și alții care ne-au împărtășit cuvânt și cred că au sedit de ceva în sufletele noastre. V-ați format așadar într-o ambianță care e extraordinar de dinamică și la care noi ne gândim cu oarecare gelozie cei mai tineri, pentru că n-am apucat să-i cunoaștem decât pe o parte dintre marii duhovnici de altă dată. Așa că, așa, cu oarecare gelozie, să știți că ne gândim la acest aspect. Eu, dar să nu vă îngrijorați, nici eu nu m-am gândit că o să ajung să-l cunosc pe alt Preasfântul Serafim, care miercuri de miercuri, ca un părinte cu minte și ascultător, își citește pentru fiii săi duhovnicești, mă rog, Paraclisul Maicii Domnului sau ce alte rugăciuni citește acolo și nu mai spune un cuvânt, încercând să pună în valoare și aceste mijloace moderne ale noastre. Dar sunt sigur că și Sfinția voastră și alții, și cred că prin rânduială lui Dumnezeu aveți sau ați avut ocazia să cunoașteți oameni deosebiți sau oameni importanți, chiar duhovnicul, să spunem, personal al fiecăruia dintre noi și al Sfinților voastre. Cred că este un om atât de important pentru fiecare dintre noi, care ne ascultă cu răbdare și îngăduință mărturisirile noastre mai la început, care se desfășura atât de greu și ne era greu sau ne era rușine să ne mărturisim păcatele pe care credeam noi că le avem și care ni se păreau atât de mari. Dar țin minte și această experiență a spovedaniei, cât de importantă era și ce ușurare sufletească îți oferea. Deci este importantă pentru fiecare dintre noi și sunt sigur că ați avut sau veți mai avea ocazia să cunoașteți atât de pildă în altfel Sfântul Iosif din Franța, care este și el ucenic direct, aș putea spune, și mai mult decât noi sau decât mine, poate, al înalt preasfințitului Părinte Serafim, și pe care cred că din când în când aveți ocazia să-l întâlniți și să stați de vorbă cu el. Părintele Rafael Noica, l-am ascultat odată, și cu Părintele Simeon Brunschweiler de la Mănăstirea din Essex, parcă atâta dulceață duhovnicească odată, cred că l-am ascultat, sau de două ori, dar în mod direct la Facultatea de Teologie, când a venit în aulă și ne-a vorbit la una dintre aceste întâlniri duhovnicești, cred că a dus și ei tot de înalt Preasfințitul Părinte Serafim. Dar atâta dulceață duhovnicească și sufletească strecura sau a picurat în sufletul meu și cred că și al altora, încât acea simplă cuvântare și după aceea cartea care a apărut, cred că tocmai despre conferințele pe care în vremea aceea de începutul încă nu se întorsese în România, din Essex, celălalt noi, ca știți, care a apărut. Am luat-o și a fost pentru mine făcuse însemnări pentru mine la vremea respectivă și deci un fel de sprijin spiritual. Deci, Preasfințitul Siloan, care este în Italia acum, și el, aș putea să spun că într-o măsură oarecare, și el mai mult decât mine, pot să zic că este ucenic duhovnicesc al Preasfințitului Părinte Serafim. Sau înalt Preasfințitul Părinte Ioan Casian, dar am văzut și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, dar și înalt Preasfințitul Părinte Nicolae. Ioan Casian a fost ucenic direct la înalt Preasfințitul Părinte Serafim. Și deci cred că mulți dintre cei pe care îi vom întâlni, deci, și să știți că nu, asta nu înseamnă că dacă l-am cunoscut pe înalt Preasfințitul Serafim sau m-am spovedit la Preasfințitul Părinte Galaction atunci și la Părintele Teofil, dintr-o dată mi-am găsit calea și drumul și liniștea aceasta sufletească pe care, mai ales în timpul Sfintei Liturghii, de multe ori simt că, spunem așa, îmi bucură sufletul cel mai mult. Deci este un parcurs duhovnicesc în care Dumnezeu ne rânduiește puțin câte puțin, pas cu pas, să spunem așa, strop, câte un strop, așa, persoanele și împrejurările, chiar dacă sunt grele de multe ori, care sunt de folos pentru sufletele noastre. Și de multe ori încercările cele mai grele prin care am avut de trecut sunt și ele suportare de grijă a Bunului Dumnezeu și sunt atât de importante pentru a ne găsi liniștea, locul, rostul
și puterea de a ne înțelege pe noi și în lumea în care trăim și ținta spre care suntem chemați, la care isihasmul, bineînțeles, când ne îndeamnă la măsurile cele mai înalte. Dar câți dintre noi vom ajunge probabil isihaști desăvârșiți, asemenea, să spunem, Sfântului Grigorie Palama sau Nicodim Maghioritu sau Paisie Velicicovski? Probabil că puțin. Să-ți găsești rostul și locul în viață este lucru foarte important și foarte mare și o să nu fiți invidioși, să vă bucurați, pentru că deja sunteți într-un loc, într-o postură și într-un har și l-aveți și pe preasfințitul Ioan Casian acolo. Deci l-am văzut și acum în cadrul conferințelor de două ori, în două rânduri am avut ocazia să vorbesc cu dumnealui. Și deci cât de așezat este ca și episcop și în lucrarea sa misionară duhovnicească și cred că cât de mult a contat și această experiență a facultății de teologie, a relației cu un alt preasfințitul Serafim, a căutărilor isihaste, încât cred că puteți să folosiți într-o și mai mare măsură, cred că sunteți în Canada, acest dar și această posibilitate de a ne folosi de cei care sunt mai mari noștri, apropiați de noi și așa mai departe. Și sunt convins că Bunul Dumnezeu vă va rândui și Sfinției voastre și tuturor celor care ne ascultă această chemare și această călăuzire pe calea de a ne găsi liniștea, rostul și mai ales ținta vieții noastre, care nu se termină evident cu cei 50, 60, 70, 80 de ani. Aici este doar o pregătire, un preludiu pentru sinfonia extraordinară a conviețuirii sau viețuirii împreună cu Dumnezeu în împărăția celor la care cu toții suntem chemați. Așa este. Preasfinția voastră, aveți în Episcopia Ungariei și o viață monahală destul de înfloritoare. Ce înseamnă isihasmul în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria? Aș spune monahismul în primul rând, pentru că totuși la măsurile acestea isihaste mai înalte nu ne putem noi, să spunem, însuși sau impropria foarte multe din ceea ce înseamnă isihasmul la nivel foarte înalt. Nici nu cred că căutăm asta nici care dintre noi, dar aș spune că atât, în principal, sunt două opște importante de monahi. Bineînțeles, aici unde sunt eu și am doi părinți și două maici la episcopie, care sunt veniți din România sau, mă rog, unul dintre părinți deci a descoperit această chemare aici, dar sunt foarte importanți amândoi. Maicile sunt venite de la mănăstiri din România și au adus toată experiența lor și și-au pus toată, să spunem, puterea și râvna sufletului lor în slujirea lui Dumnezeu, în slujirea Sfintei noastre biserici, bineînțeles, și în ajutorarea noastră din punct de vedere bisericești, din celelalte nevoi duhovnicești pe care le avem, dar și a credincioșilor. Și avem și la Budapesta o opște care este formată tot așa din un părinte care l-a cunoscut pe înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, care a fost monah la mănăstirea Nicula și a cunoscut, să spunem, monahismul ardelean în forma lui cea mai deosebită și care a făcut și Academia Militară de Aviație și a descoperit monahismul și a lăsat cele ale armate pentru că a descoperit o altă chemare la o slujire din aceasta și mai înaltă decât cea la care se învățase. Și maicile care le aveam la Budapesta de curând, cu ajutorul Dumnezeu, am tuns-o monahism și pe cea de-a treia dintre ele și celelalte două, deci provin de la Mănăstirea Florești, de lângă Cluj, și care s-au format acolo, aveau experiența într-o mănăstire ortodoxă deja de mai multe vreme și care la rândul lor prin stareță cunoșteau și aveau această experiență a monahismului. Dar maica Anastasia, sora Emilia, ea le-a cunoscut pe aceste măicuțe și pe părintele și practic la Budapesta s-a inițiat în ceea ce înseamnă viața duhovnicească și a văzut că îi se potrivește atât de mult și a dorit să strujească pe Dumnezeu prin această lucrare. Și bineînțeles, în nopștea lor de acolo, iată că de curând, și m-am bucurat tare mult la slujba de tundere monahism, printr-o deschidere și o relație foarte frumoasă pe care am cultivat-o așa încet, în timp, cu ajutorul Dumnezeu, cu unul dintre episcopul vicar al Patriarhiei Ecumenice, cu preasfințitul părinte Paisie de Apamia, a asistat la această rânduială a tunderii în monahism și a fost așa și un fel de comunie interortodoxă cu toate maicele măicuțele noastre de aici de la episcopie și cu diaconul a fost la Budapesta, maice de la Budapesta, părinte David de acolo. Și a fost o slujbă, deși e acolo unde avem noi această capelă și practic și așezământul monahal sau mănăstirea noastră.
capela fiind de mai bine de 100 de ani veche și fiind într-unul dintre imobile pe care le-am primit de la Fundația Gordu și unde a funcționat și funcționează până ziua de azi, este atât de importantă pentru românii noștri ortodoxi din Budapesta. Și de 13-15 ani s-a înființat și această mănăstire, care este într-unul dintre centre comerciale, chiar dacă nu este departe nici de Catedrala Romano-Catolică, dar în curțile Gojdu este un zgomot și sunt atâtea discoteci, magazine, centre comerciale, locuri de distracție pentru tine. Majoritatea dintre ei nefiind foarte preocupați sau nefiind deloc preocupați de viața duhovnicească și este o stare de multe ori seara, inclusiv peste săptămână, nu doar sâmbătă și duminica când sunt mai liberi oameni, cu atâta agitație, cu atâta zgomot. Și acolo în capelă, la slujba tundirii monahiți, parcă a fost o liniște atât de mare. Da, lui Dumnezeu, cât ne-am bucurat atât de mult. Și am simțit prezența și lucrarea lui Dumnezeu acolo în cea mică capelă din imobilul pe care îl avem la etajul întâi, închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Și parohia și așternutul monahal, încât nu am putut decât să ne bucurăm, să dăm slavă lui Dumnezeu și să simțim prezența și liniștea lui. Iată, liniștea aceasta duhovnicească cred că este una dintre semnalmente sau dintre particularitățile cele mai importante, această pace și liniște sufletească pe care ți-o dă Bunul Dumnezeu atunci când te rogi mai mult cu rugăciunea Sihastă, rugăciunea Iisus, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătos, sau Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă. Și bineînțeles, prin toate celelalte taine și rânduielile bisericii, de această liniște am gustat-o la această slujbă din plin. Și bineînțeles și la celelalte sfinte liturghii pe care le săvârșim în catedrală, în primul părinții și maicile noastre și la care mai participă și credincioși peste săptămână, această liniște în care noi încercăm în sufletul nostru să-i cuprindem și pe cei de acasă și pe frățiile voastre care sunteți plecați peste mări și țări, că toți suntem aici pe pământ, pe cale, cum se spune, în căutarea liniștii, a rostului și a împărăției lui Dumnezeu și pe toată lumea și mai ales în aceste condiții speciale și atât de tulburi și de grele și ale pandemiei și acum ale războiului, la slujba vecenii, la Sfânta Liturghie mai ales, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, cum și Părintele Sofronie Saharov din Andea, cred că s-a rugat în mod deosebit, dar bineînțeles la măsuri mult mai înalte decât noi, ca Bunul Dumnezeu să coboare harul său și liniștea și pacea așa, și dragostea sa peste toți oamenii, peste toate popoarele Pământului, să ne ajute, chiar dacă lumea este nebună de multe ori și ar vrea parcă să se îndepărteze total de tradiție, de valorile trecutului, de creștinism, de Dumnezeu, să se ilumineze Bunul Dumnezeu pe toți, inclusiv pe cei mai mari dușmani și prigonitori ai oamenilor de astăzi și în special ai creștinilor și să ilumineze cu o picătură din harul Preasfântului Său Duh ca să-și înțeleagă și ei rostul și chemarea, să nu se lase amăgit de aceste așa zise mari dezvoltări ale tehnicii moderne, pentru că nu o să-și poată asigura nemurirea prin acestea, oricât de super dezvoltate ar fi, ci mântuirea se găsește în descoperirea de către noi înșine acestui dar și acestui chip al lui Dumnezeu de care toți suntem învredniciți și bineînțeles în deplină libertate prin urmarea pe această cale a credinței și prin metoda aceasta extraordinară pe care și monahismul a fost explicat la modul cel mai înalt de Sfântul Grigorie Palama și de alți părinți și a fost trăit de Sfântul Paisie Vericicovski, Gheorghe de la Cernica, Căldărușan și mai departe, dar care poate să fie aplicat și trăit într-o oarecare măsură de fiecare dintre noi, de fiecare credincios. Preasfinția voastră, aș avea atât de multe lucruri să vă mai întreb, dar timpul tace și trece și înainte de a vă ruga să adresați un gând celor care ne-au urmărit, aș vrea totuși să vă mai adresez o întrebare. Cum vedeți, într-o societate atât de secularizată și care nu pune preț pe valorile spirituale, viitorul isihasmului, viitorul mistice acesteia cumva interiorizate, credeți că există, care credeți că ar trebui să fie principiile după care ar trebui să se ghideze un viitor strălucit cumva al isihasmului? Eu nu cred că va dispărea și nu cred că se va pierde și se vede, aceasta s-a văzut într-un mod destul de clar și de concret și prin încercările acestea destul de grele care au venit asupra noastră și asupra multora și în timpul pandemiei, când ați văzut câte restricții au fost impuse lumii întregi în diferite domenii de activitate, rămânând în vigoare și oarecum spre accesul din partea publicului cele care erau socotite esențiale. M-am bucurat că în ceea ce a însemnat lumea americană și numai unul dintre conducătorii
de atunci ai țării a spus, și credința este între nevoile esențiale ale omului. Deși majoritatea parcă s-au străduit să demonstreze că nu este așa și că una dintre posibile surse de infecție rezidă și în locașurile de cult, în sărutarea și în cinstirea Sfintelor icoane, în împărtășirea cu Sfintele Taine. Chiar dacă este mai greu, și acum nu la măsura aceasta foarte înaltă, isihastă, dar la măsura descoperirii, să spunem, rostului credinței și a liniștii sufletești pe care o aduce ea și Sfintele Taine și mai ales Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie în viața noastră credincioșilor, eu cred că vor fi destul de mulți care vor descoperi din nou cât de importante sunt acestea și vor vedea cât de amenințată există existența și firescul uman în tot ceea ce a însemnat până nu demult de această super dezvoltare tehnologică și a progresului și progresistă a vremurilor noastre, și oamenii își vor da seama că de fapt toate acestea și ce propun ele este ceva ce nu seamănă deloc măcar cu acea stare de liniște și de normalitate pe care am cunoscut-o până acum 2-3 ani. Omul are nevoie nu numai de aceea, ci are nevoie de mult mai mult, iar credința, religiile în general și credința și mai ales biserica noastră ortodoxă și Sfintele Taine pe care noi le-am păstrat încă și avem har Domnului, atâtea mănăstiri încă, atâția preoți slujitori în parohiile noastre, din străinitate, iată, de peste mări și țări, până la marginea pământului, de la Canada, din punctul nostru de vedere, dacă ne uităm de la Ierusalim, de la București și de la Gyula, am putea să spunem că sunteți cei de la marginea pământului. Și totuși existați atâta părinți acolo, care cu drag, cu râvnă v-ați însușit prin studiile de teologie, prin toate celelalte experiențe ale sfinților voastre, acest, să spunem, acest mare dar al credinței, pe care vreți încă să transmiteți și credincioșilor. Și să știți că credincioșii au nevoie de atenția noastră, au nevoie de cuvântul nostru, au nevoie de faptul de a-i asculta. De a-i asculta. Și mi-aduc aminte acum chiar de un exemplu extraordinar de important al unei tinere progresiste, am putea să spunem, care am citit undeva sau chiar am ascultat povestea ei, și care în România fiind, bineînțeles, la un moment dat și prinsă de afirmarea profesională și de foarte multe ținte pe care își le face omul la tinerețea sa, cred că căzuse și în mreaja aceasta că bisericile sunt depășite, că nu mai au rost, că vrem spitale, nu catedrale. Știți că a fost la un moment dat o mișcare, o adevărată isterie și nebunie pentru vieți oameni, uitând cât de mult a făcut biserica, inclusiv în ceea ce privește îngrijirea neputințelor trupești, dar și sufletește la oamenilor. Și care, mă rog, a luptat și s-a format în acest fel. Și după aceea a ajuns, cred că în Germania sau în Austria, într-o țară din acesta, în Occident, unde o vreme a mers foarte bine prin activitățile pe care le desfășura, dar la un moment dat a ajuns atât de stresată și atât de încărcată, încât simțea că are nevoie de un sprijin și a vrut să apeleze la un psiholog, un psihiatru, un psiholog probabil, și atât de greu a găsit, pentru că societatea occidentală, care merge doar pe această cale a progresului, din păcate a răspândit atâta tulburare în sufletele atâtor oameni, și cât de mulți ar fi fost psihologii specialiști, săraca i-ar fi venit rândul să primească un simplu consult la un astfel de om peste nu știu câte luni. Și întâmplător a descoperit un preot român și o biserică și atmosfera de acolo, și vă dați seama, ea cu background-ul sau cu trecutul pe care l-a avea, probabil că a intrat mai mult din curiozitate și a stat de vorbă cu și părintele, ca și sfinția voastră, cum ați fi acum. De exemplu, să ascultați, să stați doar liniștiți și ascultați și a să vorbească. Și a spus atâtea, a descărcat sufletește și a simțit după aceea o atât de mare binecuvântare, încât a mai venit și a doua oară și a dat seama. Stai, Doamne, că în viață nu este totul numai banul și realizarea din punct de vedere profesional, ci să ai pe cineva care asta este meseria lui, cu ghilimele de rigoare, să se roage lui Dumnezeu pentru tine, să te asculte și să-ți dea un sfat bun, este un lucru extraordinar de important, chiar și pentru omul atât de dezvoltat, am pune iarăși ghilimele de rigoare, a secolului al XXI-lea. După aceea, acea tânără s-a dus de mai multe ori la acel părinte și la un moment dat, pe când se obișnuise și început să-i placă, cred că a devenit oarecum credincioasă practicantă. Chiar dacă nu s-a gândit înainte, chiar dacă nu își dorea. Și a dat seama cât de important a fost acea ascultare. Adică faptul că a ascultat-o părintele,
și că i-a dat un sfat. Poate a citit și o rugăciune de legare. Și la un moment dat, trecând pe acolo, pe lângă biserică, a văzut că părintele sau, mă rog, oameni care acolo își făceau bagajele, pentru că era probabil slujba într-o biserică catolică și li s-a spus că, mă rog, trebuie să plece sau să... Și a fost atât de supărată și atât de încărită că, uite, un loc în care își găsise și ea puțină liniște, deocamdată, adică în viitorul următor nu mai este. Și de aceea vreau să vă spun, aceasta e nevoie de liniște a omului, chiar și a celor de astăzi. Și mai ales cu atâta panică și cu atâta frică la nivelul cel mai înalt, strecurată în sufletele vieților oameni, deci această nevoie de liniște este atât de mare și atât de importantă și pentru oamenii zilor noastre. Și bineînțeles că isihasmul și nevoința într-o mănăstire și viața duhovnicească trăită la nivelul cel mai înalt ne oferă posibilitatea să sporim și mai mult în această dobândire a liniștii, chiar dacă până acolo drumul va trece prin lupta aceasta cu noi înșine, cu gândurile, cu faptele și pornirile rele pe care le descoperim în adâncul sufletelor noastre. Dar cred că aceste nevoi pe care biserica încă le oferă preoților, slujitorilor ei, credincioșilor practicați, dar în fond le poate oferi tuturor oamenilor, nu cred că sunt și nu vor fi lucruri depășite, ci cred că, bineînțeles, nu putem să ne amăgim nici cu gândul că vor fi mulțimi nenumărate de oameni care vor veni. Pentru că spune și în Sfânta Evanghelie că calea este strântă și puțin sunt cei care o vor afla. Dar s-ar putea să fie totuși mult mai mult decât ne-am gândit și să vedem că rostul și, să spunem, eficiența și binefacerile bisericii noastre și ale altor, să spunem, oameni, nu că nu suntem doar noi singuri care putem ajuta pe alți oameni, dar vor fi atât de mari încât s-ar putea chiar să ne mirăm în viitorul apropiat și în cel chiar care, dacă ne dă Dumnezeu zile, care urmează și puțin mai îndepărtat, ca să nu spunem foarte îndepărtat, pentru că viitorul îndepărtat la nivelul cel mai deplin este viața cea veșnică pe care o vom descoperi la un nivel mult mai înalt, de fapt după ce vom pleca din această lume. Nu se spunea cineva pe viața adevărată și deplină, practic, de atunci începe. Mulțumim, preasfinția voastră. Dacă poate să adresați un gând celor care ne-au urmărit așa de încheiere. Sigur că da. Fiecare dintre frățiile și domniile voastre, să vă gândiți că biserica noastră, dacă a reușit să străbată până în zilele noastre peste atâtea încercări, peste atâtea greutăți, peste atâtea provocări, este numai pentru că oamenii au găsit în ea și în chemarea credinței, de care biserica a avut grijă într-un mod pe cât s-a priceput mai bine, a reușit să străbată pentru că Dumnezeu a ajutat-o și pentru că omul a găsit în biserică și în tot ceea ce oferă ea răspunsuri și împliniri la așteptări fundamentale și atât de importante ale sufletelor noastre. Și tocmai de aceea, indiferent de ce s-ar întâmpla, nu uitați că atunci când vă întoarceți acasă după o zi ostenitoare de muncă și după problemele pe care le-ați întâlnit la serviciu sau în diferite alte părți, să vă și adunați puțin înăuntru, în sufletele noastre, înaintea lui Dumnezeu, să aveți fiecare dintre frățile voastre Sfânta Scriptură, mai ales Noul Testament, o carte de rugăciuni, o carte poate cu viețile sfinților și să rezervați măcar 2, 3 minute, 5 minute, 10 minute și acestui studiu biblic și rugăciunilor de seară, rugăciunilor de dimineață, iar duminica, dacă se poate, și mai ales pentru cei care sunt în Occident, pentru că acasă încă poate că au avut mai multă posibilitate, dar în Occident poate că este puțin mai greu, iar duminica să încercăm să ne facem, să vă faceți, să-și facă timp oricare dintre cei care ne-au urmărit și care înseamnă că prin faptul că ne-au urmărit au găsit ceva interesant în această emisiune și au o căutare spirituală la care și noi, într-o oarecare măsură, am încercat să le dăm un mic răspuns prin invitația pe care mi-ați adresat-o și prin darul lui Dumnezeu care se răspândește omului și prin cuvânt. Și să nu uităm că cuvântul lui Dumnezeu este și persoana cea de-a doua pe care am văzut-o, Preasfinte Trei, pe care o cunoaștem și am văzut-o cu trup, adică cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întrupat, este cel care mi se adresează și nouă din paginile Sfintei Scripturii, din intermediul unei rugăciuni, a unor paraclise, a unor acatiste, prin cuvintele preotului care a primit și har și se strădește să-l păstreze până în ziua de astăzi. Acest har
a slujirii Sfintelor Taine și mai ales a Sfintei Liturghii, care ne aduce pe Hristos prezent în lumea noastră, atât de modernă, dar atât de sărăcită, de fapt, din punct de vedere spiritual, și atât de tulburată, dar în care El este pacea noastră, El este pacea lumii, El este rostul și ținta spre care trebuie să ne îndreptăm cu toții, care ne ajută să ne realizăm într-o oarecare măsură când este de folos și în ceea ce privește cariera noastră profesională, dar care, dincolo de toate celelalte nevoi, pâinea și hrana vieții de zi cu zi, ne arată că omul este mai mult decât atâta, că în profunzimile lui se ascunde Hristos și chemarea noastră este că este veșnicie împreună cu Hristos. Și ne îndeamnă să facem și noi măcar cât de puțin, ca cu timpul, prin ajutorul lui Dumnezeu, să înțelegem și să îndrăgim mai mult aceste rânduieli ale bisericii, să prețuim mai mult biserica, să se mergem duminică de duminică. De aceea în Occident e puțin mai greu, poate sunt și oameni care lucrează duminica sau care lucrează sărbătorile de peste săptămână, dar un ceas pe săptămână, două ceasuri, să ne facem vreme și de aceasta. Și după aceea să vedeți că toate celelalte probleme noastre, familiale, profesionale, în lume, de orice fel ar fi ele, vor găsi mai mult curaj și mai multă putere din partea noastră și mai mult ajutor care vine de la Bunul Dumnezeu și care este atât de important, indiferent de ce ar zice oricine. Căutați-L pe Dumnezeu și cred că atunci când îl veți descoperi, vă veți da seama că este atât de important și atât de binefăcător și atât de benefic și atât de necesar pentru fiecare dintre noi, cât ne vom strădui să facem și noi, măcar cât de cât, ca să descoperim mai mult, să ne apropiem mai mult de El, să putem la un moment dat să și împărtășim ceva din ceea ce am primit de la El, semenul nostru, dacă vor să primească, dacă nu cu răbdare, să îi primim și cu dragoste, să îi tratăm pe fiecare dintre noi și Bunul Dumnezeu să ne ajute pe această cale a veșniciei la care cu toții suntem chemați. Mulțumim, Preasfinția voastră! Sperăm să mai avem ocazia unor viitoare dialoguri, sărut dreapta și spor și bucurie în toate! Vă mulțumesc foarte mult și Sfinției voastre și la toată lumea la fel doresc și Preasfințitului Părinte Ioan Casian de asemenea.